3, 2, 1! Salutare! Dacă vă întrebați ce mai ai făcut Edi, aventurile lui Edi, vă prezentăm cele 3 Lego cumpărate chiar azi. Ninjago. Da, pentru că nu v-am spus, Edi este un mare fan Lego, până acum a colecționat Lego City, iar acum am trecut la Ninjago. Da, mie îmi place și pentru... Ninjago și mai am încă... Acolo. Da, știe mama. Alea n-ai mai avut răbdare să le filmăm. Și da. Am zis să le filmăm pe acestea, să le arătăm copiilor. Da. Cu care vrei tu să începi? Cu ăsta. Cu la mare? La 4 ani. La 4 ani plus? Da. Ia ce Ninjago e? Lego Ninjago 71740. Acum cu Kai. Să vedeți. Păi nu, pe care vrei să-l desfacem primul? Pe ăsta. Pe acela? Ok. O să-l desfaci, mami? Sau vrei să te ajut? Dar pot să mă ajut. Dai mie să-l desfac eu? Da, ia. Ok. Câte pungi are? Ce? Câte pungi are? Deci l-am desfăcut pe ăsta. Punga 1. Hai să-mi punga 1. Punga 1. Haideți. Da, unde ți-e foarfeca ta? Te duci tu să o iei? Hai, du-te și eu. Acum încep? Haide! Poți sau vrei să te ajut? Hai că tu poți. Dar trebuia mai mare. Eu să încerc. Mai bine o să încerc de aici. Ok. Așa, mă, iubirea lui mama. Așa, gata, ai ajunge cât l-ai tăiat. Ai scăpat piese pe jos, trebuie să le iei de jos. Cu pe una am scăpat. Da. Voi dacă copiii îl știu, dacă îl știu pe șarpele din Ninjago. Da. Păi eu știu dacă copiii se uită la Lego Ninjago. Eu m-am uitat și chiar îmi place. Îți place? Haide că ia în genunchi. Și acum facem omulețul? Da. Trebuie că nu vezi că uite picioarele. Deci ăla este Jay și Aizor îl face acum pe Aizor? Nu, Jay. A, și Aizor unde e? Aizor e în punga 2. În punga 2, da. Acum facem robotul. E puțin greu, dar oricum. Te descurci, nu știu, hai să pune gușcă aici. Una, de ce sunt una de patru? Deci pe aia cum îi spune ăla mare, mare și avionul lui Star. Da, dar avea 7 puncte. Da, robosta. Ce faci acolo robotul? Da, robotul mondial. Ia să vedem. Care asta vine aici? Dar știu ce. Știi ce o sară? La final. Ce o sară? Wow, ce tare e. Mai tare decât celălalt. Dar de ce îți place acum mai mult Ninja ăsta, Lego Ninjago, decât Lego City? La oamenii de iarnă, la fierbi.
Am înțeles, ei s-au transformat așa în supereroi. Da. Hai să vedem ce mai e acolo de făcut. Mai fac încă una. Mai trebuie un braț făcut. Da, unul și gata. Și ai terminat. Și facem asta după aia. Wow. Mama, să-i mai mișto. Dar acolo n-avea, avea doar sabie. Da. Deci așa, așa. Uite, asta galbenă ala asta. Păi aia galbenă ce e? Asta? Da. Păi nu e aia? Ce de asta? Avem piesă lipsă? Posibil să avem piesă lipsă, că am înțeles că mai există Lego care au piesă lipsă. Alți și... oameni? Da, la alți oameni. Și trebuie să le dau un mail celor de la Lego și să ne trimită piesa lipsă. Că noi doar ce l-am desfăcut și nu avem. Așteaptă un pic să caute mama în cutie să vedem. Gata, am remediat problema. Edi a avut impresia că este o piesă lipsă, dar s-a uitat mami pe carte și a rezolvat problema. Edi e și un pic obosit, a fost la grădiniță, se pregătește de serbare. Păi da, am pe 19. 19? Da. Avem serbare. Da. Ai dat... Oh! Wow! Ia să arătăm și la... Ia uitați, am pus-o! Ia uitați, am pus-o! Wow, ce interesant e! Zici că e puțin ca o roată. Da? E aproape ca o roată. Prima carte. Și este ajutorul Ninjago. Bravo! Așa. Trecem la punga 2, astea sunt rezervele. Alea sunt de rezerve, trebuie să ia mama niște punguțe mici. Și ăsta, hoțul. Gând ăsta, păi ajungul. De la mama astea. Da? Și punga 2 este hoțul, mamă, dar e. Trebuie să merg până în bucătărie să fac rost de niște punguțe mici. Bine. Sau vă leagă aici, mami. Spui lui tati dacă vine aici să vadă. Las că-i arătăm lui tati la final, că tati are treabă acum, da? Treabă.
Trebuie să facă ceva. Ce? Are ceva, are niște mail-uri de dat la mine. Ce mail-uri? Niște mesaje la niște oameni. Ce? Ei, nu putem să spunem. Este treaba lui tata. Am poți să-ți fac cartea 2? Dar cum sunt? Da, nu-i niciun problemă, că la rând. Da, la rând. O să fac omuletul, pot? Da, mă, da, ce să nu. Omuletul și după aia vă aștept. Nu, pot să faci în continuare, imediat. În sens, mami caută aia, caută punguțul ăla micuță pe care le avea mama. O să punem piesele de Lego care dublăște. Da. Ne-ai văzut și de la tren, nici pe alea nu le-am pus. Ne pun aici anul ăsta să știi în coșulețul unde e curajul. Și trebuie să văd, mă duc până la bucătărie să văd dacă este... Mami, iată cum arată hoțul. Wow! Cum era asta? Cum îi cheamă? Izor. 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 Da. E Izor. Făcut. Am filmez? Da. Că se filmează? Mhm. Oh, păi eu încă mai sunt în ești. Asta. Mamă, e mai mișto Lego ăsta. E mișto ăla? Da, și mai avem un avion cu jai. Tot cu jai. Înțelegeți că încă e un avion cu jai mișto, dar să vedeți la final. Deci nu o să știți cum o să arate și tare frumos. Decât o să vă arăt cum o să arate avionul lui jai. Sunt doi deja și un cai care l-am eu acum. Care l-am făcut într-o carte, dar sper să vedem ce o să facem. Haideți să începem. Eu dar ce-am făcut. Încă l-am făcut și pe... Cum le chema? Izor. Izor. Și prietenul lui are și o sabie. Și Jai are o sabie. Vă stați să o găsesc. Uitați-o. Asta e. Jai. Asta e al lui Jai. Mm-hmm. Chiar să știu. Bum, 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 bum. Uitați-l. Cum le chema? Asta e, mami. Izor. Izor. Izor și prietenul. Mm-hmm. Haide. Hai să facem. O, nu. Deci cam ăsta e tare Lego frumos. Ăsta cam îmi place că... E tare frumos. Alegerea mea este da. Dar nu găsesc o piesă. Eu nu găsesc mai piesă. Uite, de asta. Eu cred că este acolo sau nu ți trebuie o piesă de aia. Fii atent.
La ce ți trebuie? Bă, da, da, îmi trebuie. Nu uite, poate era sub carte. Ai văzut, ai găsit-o. Moțofană. Nu știam unde era. Yeah.